La fața spitalului Groaze din Ploiești nu s-a produs nici până la această oră. Pacienții sunt la fel de îngroziți de condițiile din secții. Medicamentele se găsesc exclusiv tot la chioșcul de la poarta spitalului, iar antibioticele sunt în continuare un lux. Controlul de la Ministerul Sănătății nu a avut practic niciun efect. Dimpotrivă, lucrurile par să meargă din rău în mai rău, o spune chiar medicul care a dezvăluit adevărata fața spitalului. Mai multe informații însă are George Ciubotaru, colegul meu. Bună ziua, George, dar chiar nu face nimeni nimic acolo? Bună ziua, Mihaela, bună ziua, doamnelor și domnilor. Cel puțin la prima vedere și în interesul pacientului, nimeni nu pare că face nimic. Iar situația aici, la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, pare să nu se fi schimbat după controlul Ministerului Sănătății de la sfârșitul anului trecut. Asta pentru că pacienții merg în continuare să-și procure medicamentele și orice alte lucruri mai au nevoie de la farmacia din fața spitalului. Antibiotice nu sunt suficiente în farmacia spitalului, iar unii pacienți s-au plâns că le-a fost schimbată medicația chiar și de 3 ori în aceeași zi. Colonoscopul nu funcționează, endoscopul nu funcționează, iar alți pacienți s-au plâns că nu a existat substanță de contrast pentru a face analizele cu computerul tomograf. În tot acest timp, cei care conduc această unitate de spitalicească și cei care o au în subordine, mă refer aici la șefii Consiliului Județean de Urgență, Consiliul Județean Prahova, au anunțat că au aprobat pentru anul acesta un buget de, cel puțin pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești, de 10 milioane de lei destinat dotării cu aparatură medicală și investițiilor, dar au anunțat și faptul că nu au de gând și au contestat decizia de mutare a celor secții din sediul din Buna Vestire și că vor investi acolo în aparatură și renovări fără mutarea secțiilor medicale. George, mulțumim pentru informații.